părinții noștri, bunei noștri și noi suntem români. Deci redobândim cetățenia, nu că ne facem. Da, mulți o fac din profit, din diferite motive. Noi o facem ca să ne redobândim cetățenia românească, că și suntem români. Pentru că acolo sunt diplomele valabile și învățătura mai bună și mai bine și să se duc în Europa mai departe. Dar noastre diplomele nu spre, încă în ultima vreme spre, au valoare, dar înainte nu aveau valoare. Atât de ce. Și atâta se duc. Unde le mai bine copii și unde salariile mai mari se duc. După cum se comportă la noi oamenii, încă prea mult ne ajută. Asta. Dar ar fi bine și mai mult să fie, da, ajutor. Dar să cot că totuși ajutorul se acordă din ce are România totuși. Nu poate să ne dea nou tot și să rămână cu nimic. Dar eu foarte mult apreciez faptul că cine aș fi fost la guvernare ne-a ajutat tot timpul. Începând de la independență încoace, da. Până la urmă trebuie să fim cumva și noi să mai facem ceva, să nu așteptăm ajutoare, nu? Sigur că e suficient. Spune mulțumesc că ți-au dat. Ne mulțumim tot lui Sedaru. Ce să ne ajute? Nu știu. Ne ajută cei ce pot, eu dau ajutorul, dar mă rog. Oamenii de sus iau decizii și vorbesc cu oamenii de acolo. Noi ăștia de jos, cine dă, zice mulțumesc pentru cei ce ne dă. Da, e suficient. Acum mai mult nu putem cere pentru că sunt iarăși interese geopolitice, dar eu cred că e suficient. Important ca să nu ajungă din partea și la altă, să nu ajungă la noi. Deci dacă mergem așa cu pasul ăsta, da, e cam lent, dar dacă mergem înainte cu pasul ăsta, eu cred că totuși până la urmă obiectivul o să fie atins. În următor, eu știu, mai trebuie să încă 10 și 20 de ani, așa, ca să mergem tot cu pasul ăsta, pentru că noi vrem toți să sărim imediat, în 2 luni, 3 luni, într-un an de zile vrem, ca în Europa, nu se poate. Deci noi nu avem nici economie ca să... Noi toți vrem să trăim ca în Italia, ca în Germania, ca în Spania, dar noi nu avem economie. Trebuie să ne mulțumim cu ce avem, să mergem înainte. Dar el este? El este? Eu sunt cu cetățenie dublă român, lucrez în Europa, n-am probleme deloc. Să vă spun, în 15 ani cât am traversat, eu nu am avut nicio problemă. Da, de ce nu? Noi suntem doar același neam, același popor. Numai că, iată, nu se face următorii pași pentru